Bună seara, Simona! Te rog frumos! Palieră, da? Uite, microfonul roșu, să nu te de ochi aici în față, da? Da. Tuturor televiziunilor, spate, fără voia noastră chiar, pe YouTube și așa mai departe. Suntem mândri, frate! Platoul nostru e cunoscut! Cum sunt șampania acolo? Cred că mi-a dat un calmant și să mă calmez. E pus ceva? Ai să pui la fiecare invitat un calmant, știi, înainte. Nu, sincer, nu prea beau alcool, dar spaniolă, parcă simt și gustul dacă e de calitate sau nu. Mă, eu vreau să spun că mie dacă îmi dai orice, habar n-am să... Vreau să ne spui în începutul discuției noastre, avem o grămadă de surprize, zic eu, plăcute, haioase, sunt curioasă să văd dacă tu ești o tipă cu simțul umorului. Înainte de toate vreau să... Părerea mea că sunt și frustrată, mă rog. Ideea echipei noastre, da. Dacă era să fac eu cocktail, făceam altfel. Ingrediente, 200 ml lichior, venut, gin și câteva cubulețe de gheață. Prepară. Ia, uite, hai să punem aici. Da, dă-mi poate să citesc eu. Cervețele în brațe. Citește-i. Bogdane, ce ai făcut, de exemplu? Râgâi? Ești un... Înțeleg, și dacă, te simți bine când dacă faci. Vine, nu prea reușesc, dar dacă mi-ar veni. De la o băutură. Nu. Uite ce sentiment am avut eu. Toți fraie. Băi, tu așa? Eu nu zic, mă, să râgâi tot timpul, mă, a fost o provocare. Deci, cum e? Deci, bei, certificat. Îmi pare rău că eu nu am reușit. Mă, mie îmi pare rău. Cu vaca n-ai ceva. Hai mă, da, cu găsește-mi și mie lucruri. Oricum, pentru că ai venit. Pe oricum, nu mă consider.